Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. Continuă campionatul mondial. Am văzut ieri Franța și Anglia s-au calificat în sferturile de final. Franța a câștigat cu 3-1 în fața Poloniei, în timp ce Anglia n-a avut nicio emoție. 3-0 în meciul contra Senegalului. Urmează și astăzi două partide foarte interesante de la campionatul mondial. Avem de la ora 17 Japonia și Croația se duelează între ele, evident, și de la ora 21 Brazilia, Coreea de Sud. Învingătoarele dintre aceste două partide se vor întâlni în meci direct în sfert. Acolo unde, așa cum am spus în sferturi, sunt deja meciuri tari, Olanda, Argentina și Anglia-Franța sunt super duelurile care oricând ar fi putut să fie semifinale sau chiar finale de campionat mondial. Între timp s-a reluat și Liga 1. Săptămâna trecută au început partidele restante din acea etapă a 6-a, atunci când echipele din fruntea ierarhiei, să spunem așa, au avut meciuri amânate pentru a se pregăti pentru Conference League. Am avut aceste restanțe, iar acum avem în desfășurare încă etapa a 19-a. Ieri am avut Farul Botoșani 8-0, o nouă înfrângere uriașă pentru botoșeneni după ce mai pierduseră și cu 7-0 în etapele trecute. Farul defilează într-o formă foarte bună echipa lui Gică Hagi în fruntea clasamentului. Defilează și CFR Cluj, nu atât de spectaculos precum face Farul, dar campioana României câștigă și a 2-0 în fața Chindiei, în timp ce aseară ultimul meci al zilei, FC Argeș Rapid 1-1 după două reprize total diferite. Prima parte în care rapidiștii au jucat mult mai bine și au fost mai periculoși, în timp ce în partea a doua Rapid, fără să aibă prea multe schimbări la dispoziție, așa cum se plângea și Adrian Muntu, o bancă șubredă, Rapid s-a resimțit, FC Argeș a dominat complet acel meci. Astăzi de la ora 19 avem FCSB CSM Mioveni în partida care închide etapa a 19-a din Liga 1. O să discutăm despre toate aceste lucruri, despre cum arată Liga 1 la revenire, dar și despre ceea ce se mai întâmplă, evident, la campionatul mondial. Discutăm despre toate aceste lucruri împreună cu domn profesor Grigore Sichitiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Mulțumesc Dumnezeu, bine! Suntem sănătoși. Asta e cel mai important acum. Asta e cel mai important, da, în perioada asta de gripe, viroze și așa mai departe. Mulțumesc, până acum nu m-a ocolit. Foarte bine, foarte bine ați făcut. Da. Cum vi se pare? O să facem așa, începem cu o discuție despre campionatul mondial, apoi continuăm cu meciurile din Superliga și închidem tot campionatul mondial, asta ca să băgăm Superliga la mijloc, să pară și ea mai frumoasă și mai atractivă. Da. Cum, nu știu, ce sentimente vă încearcă să punem întrebarea asta clasică de la acest campionat mondial? Ciudat pentru că se joacă acum iarna, nu știu, cum vi se par echipele? Da. V-a prins așa febra asta mondialului? Domne, categoric, și îl parafrazez pe prietenul dumneavoastră, pe domnul Ianițoaia, care, într-adevăr, ieri am avut 5 meciuri. Deci, ale noastre, Farul, CFR-ul și Argeșul, da? Plus două, da, de la... Plus două, aia sunt 5 meciuri. Mi se pare prea mult fotbal într-o zi. Eu, care am un defect profesional, stau și scriu tot timpul tot ce mi se pare interesant, dați-mi voi să vă spun că, într-adevăr, este greu să urmărești, mai ales că te fixează pe scaun. Stai acasă... Ați umplut jumătate de agenda. Categoric, 10 ore de fotbal pe zi, 10 ore, deci mi se pare enorm, odată. În al doilea rând, campionatul mondial este inedit din multe puncte de vedere. În primul rând, că este un campionat într-o țară reprezentantă islamică. Deci este un campionat în care, în stadion, felicitări lor că fac 20-25 de grade, în afară 40-45. Eu am antrenat cu Dumnezeu să-l odihnească Costică Ștefănescu în Qatar, am câștigat Cupa Qatarului. Deci am o experiență și cunosc ce înseamnă, mai ales că în lumea arabă am aproape 15 ani la mai multe echipe. Deci din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, este un campionat cu totul și cu totul aparte. De ce? Pentru că a bulversat ritmul competiției în toată Europa. A bulversat ritmul al modului în care se desfășura până acum campionatul. Pentru că un campionat mondial mobilizează extraordinar jucători, organizatori, mass media, tot, e campionat mondial. În plin campionate ale țărilor. Deci este o experiență care nu știu dacă într-adevăr va aduce ceva bun. Pentru că jucătorii după un campionat mondial intră în campionatele naționale. Da, fără o pauză. Fără o pauză. Mare. Până acum se juca în iunie, terminau tot. Și mai avea o pauză ca să înceapă... Mai ales că în campionatele puternice se relua abia spre septembrie sau
fost de final de august. Categoric. Și mai era o lună, o lună și Italia valie. Începe în septembrie, avea o lună de zile de vacanță. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o chestiune inedită. În al doilea rând, ce mi-a plăcut? Tot ce mi-a plăcut de la acest campionat mondial m-a și întristat. De ce? De pentru ce? Că nu știu când vom ajunge și noi să jucăm așa cum joacă aceste mari echipe la campionatele, la acest campionat mondial. În primul rând, uitați-vă și dumneavoastră că toate echipele, fiind în plin campionat, au un nivel de pregătire atletică excepțional. Deci, asta da, asta s-a văzut, într-adevăr. Este o pregătire atletică extraordinară. În al doilea rând, toate echipele au un grad de posesie extrem de ridicat. 30-40 de pase nu mai e o problemă acum să facă o echipă. Ceea ce în cultura noastră, în campionatul nostru, rar vezi 10-15 pase în care să... Sunt meciuri bune ale. Alea sunt meciuri chiar foarte bune. Da. Un alt lucru interesant este că conducătorul de joc, cum spuneam noi până acum, cum era un Belloni, cum era, știu eu, jucătorii din fața careului, conducătorul de joc acum este jucătorul cu mingea. Deci în toate zonele, ce arată? Că a crescut nivelul tactic și de orientare în teren al tuturor jucătorilor, să joacă în toate zonele. Un alt aspect, deci schimbări de direcție la nivelul fundașilor centrali și jucătorilor de bandă. Pentru că dacă ne uităm, vedem că rămân doi fundași centrali în centrul terenului, ambii fundași de margine se duc să facă 5-6 jucători la mijlocul terenului și schimbările de direcție se fac extrem de frecvente, fie cu pasă lungă sau fie cu pasă intermediară. Deci un nivel tactic deosebit. Superior, ceea ce pe mine mă îngrijorează când vom ajunge ca într-adevăr. În al treilea rând care m-a surprins, majoritatea echipelor, 70-80% din acțiunile defensive sunt cu 8-9 jucători în jurul careului, ce făcea odată Mourinho cu Inter. Deci atunci ni se părea că, domne, da, uite, e un ultra defensiv. De ce? Pentru că tranziția negativă se face extrem de repede. Aseară am văzut Camerunul care au permis englezilor să facă contraatac. Păi, și polonezii francezilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă nu te organizezi foarte bine defensiv, ești curățat. Adică, după părerea mea, nivelul tactic al jocului a ajuns foarte sus. De aceea mă bucur că văd un asemenea fotbal foarte tacticizat și o responsabilitate a jucătorului cu mingea. Mingea a ajuns valută foarte acum, nu mai vinde nimeni ușor. Pe când la noi m-am uitat și aseară, domne, ăsta e capitalul, e bugetul clubului, nu poți să mai vinzi mingea pentru că te prind ceilalți și te pasează 40-50 de pase. 48 de pase am numărat la spanioli sau brazilieni. Adică pasează cu atâta siguranță. De ce? Pentru că organizarea lor în teren este extrem de bine făcută. În toate zonele au oameni care pot să... În al treilea rând, am văzut jucătorii cu spatele, care până acum la noi jucătorul cu spatele e cam cap de linie să termină jocul. Nu, domnilor, se orientează înainte să vină mingea și redublează sau își preia pe un spațiu încât poate să continue jocul. Adică niște lucruri care ar trebui... Și pe mine mă surprinde, eu vreau să vă felicit pe dumneavoastră că ați trimis reporteri la acest campionat mondial, dar vreau să vă întreb, oare Comisia Tehnică a Federației de ce nu trimite pe nimeni? De ce a fost Eddie pentru trei jocuri? Cred că pentru mai multe. Știu că el era la început pentru mai multe jocuri, pentru vreo 10 jocuri sau ceva foarte rapid. Dar s-a plictisit? Poate că s-a plictisit, sau nu știu. Poate că și-a dat seama rapid ce trebuie. Domnilor, am două campionate mondiale și două europene la care am făcut rapoarte de zeci de pagini. A dispărut această preocupare în care din partea Comisiei Tehnice să se ducă cineva să vină, să cheme toți antrenorii, eu chemam toți antrenorii de primă ligă
și de Liga a doua și șefii de centre și copii și juniori. Cine să-i spună lui ăla de la Baia Mare și la Botoșani cum trebuie să pregătească un jucător pentru viitorul fotbalului? Pentru că dacă tu nu-l informezi pe antrenor, și antrenorii noștri învață fotbal de la internet și de la PlayStation. Eu cred că în prezent acum antrenorii noștri se bazează foarte mult pe cifrele astea pe care site-urile de specialitate le tot oferă. Problema e că, cel puțin eu, e o părere personală, am impresia că mulți nu le înțeleg atât de bine. Domnilor, și nu se pot folosi de ele. Nu există să înveți. De ce facem școală? Facem școală ca să ne dezvoltăm mintea și, în primul rând, să ne avem un bagaj de cunoștință. De aceea sunt treptele primară, liceu și facultate. Deci, dacă tu nu chemi oamenii ca să stai cu alți mari specialiști, l-am avut pe Lucescu, dar nu l-am chemat niciodată la Comisia Tehnică să stea de vorbă cu antrenorii ăștia tineri, care au nevoie de o discuție cu un antrenor cu asemenea experiență. Deci, în primul rând, eu sunt surprins că aceste dezbateri tactice, care noi le făceam de fiecare dată întrerupe de campionat, în pauzele competiționale, ce ar pierde federația ca să facă? A dispărut din preocupare. Adică le e frică să intre în amfiteatru cu antrenorii, că s-ar putea să pună ei întrebări și atunci deranjează pe mari mahări ai fotbalului. Nu, domnilor, Sean spune, nu există un om care să știe tot fotbalul. Și nu există șmecher să-l păcălească. Deci, din punctul ăsta de vedere, ar trebui această dezbatere. De asta eu regret că federația s-a izolat. Federația nu are o strategie din a aduce oameni și a purta discuții, pentru că v-am dat exemple. Sunt atâția antrenori care n-au nicio treabă, sunt unii care au atâtea de multe probleme acasă cu antrenorul, în special la copii și juniori, au atâtea probleme la club cu salariile, încât n-au mai au timp să se mai și documenteze sau văd niște cifre și cu asta rămân. Și atunci acești oameni trebuie... Păi Nea Mircea venea la un curs de perfecționare cu șefii centrului, stătea o săptămână cu ei și le explica. A dispărut aceste activități care sunt absolut necesare. De ce? Toate domeniile noastre de activitate s-au cibernetizat, s-au științifizat. De ce fotbalul s-a rupt de exact această necesitate? La ora actuală, fotbalul nu se mai poate face doar cu principiile și legile fotbalului. Trebuie adus alte date din alte științe. Cum pregătești un organism pe care nu-l cunoști? Care sunt medicii ăia care vin și explică antrenorilor care sunt alternanța eforturilor intense și maxime într-o săptămână? Care sunt alea? Păi probabil că de asta și noi suntem mereu în spate cu vreo 10-15 ani și cred că e puțin. Păi da, domnule, pentru că a dispărut această preocupare. De asta spun eu că acest campionat mondial ne arată foarte multe. Și mai ales, după părerea mea, la ora actuală, noi aveam Messi, Ronaldo, știu eu, Ronaldinho, Rivelinho, așa mai departe, mari jucători. La ora actuală văd că vedeta acestui campionat este echipa. Dar nu prea mai sunt chiar așa, deci, să iasă. Deci, un singur jucător până acum a ieșit foarte pregnant în evidență, cel e Mbappé. Dar e un jucător de bandă. Nu avem încă... Lewandowski n-a convins, da? Nu e. Deci, Kane marchează în abia acum. Da. Adică, de ce acest lucru? Pentru că zona centrală este foarte aglomerată. Și atunci, numai dacă te prind cu apărarea descoperită, pot într-adevăr să ajungă cu viteza lui Mbappé, care este fantastic, este un jucător imens. Care nu are nevoie de prea mult spațiu. Da, deci iată, sau un Giroud, care n-a marcat tot campionatul mondial de la Ruși, dar uite că a marcat acum, deci 59 de goluri, l-a depășit pe Henry. E golgheterul Franței, da. Franței. Deci din punctul ăsta de vedere, ce aș vrea să spun? Pentru că ne lipsește această dezbatere. Eu nu vorbesc că ne lipsește această discuție cum să facem la condițiile astea amărâte ale fotbalului nostru, pentru că la nivelul centrelor de copii și juniori, nu discut de Academia lui Hagi, care să-i mulțumim că încă mai pâlpăie și mai poate mai produce, la celelalte nivele, domnilor, dacă Dinamo, care producea jucători,
Dinamo a produs jucători. Uitați-vă și dumneavoastră, la ora actuală joacă niște jucători, iertați-mă, care nu știu de unde vin și ar trebui care să... Care se chinuie în care multe se chinuie momente, categorii. Da. Și atunci, deci nu faptul că a dispărut echipa de primă ligă, dar nici la nivelul centrului nu se mai investește pentru că nu mai sunt bani. Asta, mesajul acesta îl vedem peste tot la cluburi în țară. Unei producția la Timișoara, unei producția de la, știu eu, de la alte centre care produceau, Bacău. Unde, multe dintre ele, Timișoara, Bacău, nici nu mai au echipe prin prima ligă. Păi tocmai de asta mai producă. Tocmai de asta. Și atunci, i-a chemat cineva vreodată pe antrenorii ăia, șeful ăla de centru, ca să spună, bă, uite cum ai, tu nu ai condiții, dar ai în grupa ta 3-4 jucători. Eu eram la Rapid, am făcut o selecționată a centrului, cu Bratul, cu toți ăștia care au ieșit, și cu atacanții lucra Damanskin, cu mijlocașii Marin Stelian, cu fundașii Greavu, Dumnezeu să-l odihnească. De ce? Pentru că erau oameni cu experiență și care puteau să transmită ceva. E, de ce la nivelul federației nu se încearcă ca, domnule, haide să dăm niște soluții economice, pentru că la ora actuală eu am făcut campionatul de junior republican numărul 2, pentru că trebuia să, un an de zile am muncit, trebuia să fac de așa natură încât să fie economicos și uitasem, ajunsese Raina și Porumboiu de arbitrau la junior, că nu aveam arbitri pentru copii și juniori. Și atunci am început să se facă arbitri pentru nivelul ăsta. Deci, domnilor, dacă te preocupi și dacă, într-adevăr, consulți oameni care au avut experiență. Eu n-am nevoie și nici nu vreau să n-am servicii și nu vreau să iau locul cuiva. Dar poate, așa cum sunt eu, poate sunt și alți mulți, un Rădulescu, un, cum să nu-l chem pe un Cornel Dinu la o discuție, chiar dacă este dificil. Șon spunea, toți mari jucători sunt oameni dificili, pentru că de-aia sunt mari. Adică nu poți, ei nu se pot supune că ai spus tu. Nu. Toți acești mari jucători sunt mai capricioși, da. Sunt, pentru că sunt dificili, dacă au idei. Și atunci tu trebuie să te adaptezi, tu trebuie să... Și eu am antrenat jucători cu 3-5 milioane salariu și mă adaptam la modul în care erau brazilieni, erau plătiți, erau jucători care, într-adevăr, aveau o valoare extraordinară și atunci trebuie să te adaptezi ca, într-adevăr, să le folosești aptitudinile într-o relație care trebuie foarte bine studiată. Jucătorul de fotbal nu poți să bați. Pe mine mă surprinde că Mirel, care a fost un mare jucător, intri în conflict deschis în presă cu 4 dintre cei mai importanti jucători. Nu poți să faci chestia asta fără să discuți cu conducerea clubului. Pentru că acolo totuși sunt niște oameni care au trecut prin fotbal. Și atunci, uitați-vă și dumneavoastră, el acum zice, s-a stricat atmosfera zău, mă, dar cine a stricat-o, polițiștii? Vreau să, dacă tot am ajuns, da, aici la discuția asta, vreau să facem și trecerea către meciurile din Superliga, așa cum am spus, băgăm, da, Superliga la pachet în sandwich de Mai am de câteva lucruri pentru campionatul mondial pe care aș vrea să vi le spun, că mi le-am notat. Deci, în primul rând, a crescut jocul portarului extraordinar. Portarul este libero. El asta, este, da, cu un joc de picior extraordinar. Deci, din punctul ăsta de vedere, portarii noștri, mesajul este ca, într-adevăr, în formarea portalului, și aici zic eu că stăm destul de bine din punctul ăsta de vedere, deci să avem jucător, portar nu mai este un om care să apre poarta, este un om care să anticipeze atacul adversarului. Trebuie să știe și el joacă, să spunem. Trebuie așa să știe și să anticipeze, jocul adversarului, ca să, dacă ați văzut că iese la jumătatea terenului, dau pase. Sunt mulți care foarte, ies, da. Deci, mesajul este că a crescut foarte mult rolul portarului. În al doilea rând, conducător de joc la ora actuală care poate să schimbe direcția de joc, sunt în cele mai multe situații fundașii centrali, pentru că ei sunt liberi. Având în vedere că toată lumea se retrage și sunt 8-9 jucători care sunt în jurul careului, atunci automat fundașii centrali, cei doi, că sunt în permanență, ei sunt, nu mai sunt oameni care demarcaj, doar să dubleze. Nu, la ora actuală sunt conducători de joc. Poate de asta mă gândesc, apropo de importanța fundașilor în ultima perioadă, poate de asta și Guardiola, care e totuși un om care inovează, a și cheltuit sute de milioane de euro doar pentru linia de apărare, până să găsească oamenii potriviți de acolo. Observația este foarte, foarte adevărată. În al doilea rând, deci toată lumea iese cu o construcție
nu mai iese cu minge lungă, cum era, Dumnezeu să-l odihnească pe Halagian, focul la ei. Nu, la ora actuală, de ce? Pentru că toți jucătorii au un bagaj tehnico-tactic foarte bun. La ora actuală nu, rar vezi cine a greșit pasa, a furat-o. Că ați văzut, a greșit Messi, a furat-o. A greșit oricare altul în mijlocul terenului, imediat te prinde pe cont. Un alt aspect care noi nu-l antrenăm. Trecerea din apărare în atac și invers se face cu o rapiditate extraordinară. Sub 5 secunde, domnilor, eu cronometrez 16-16. Deci sunt jucători care vin mai repede decât atunci când se duc spre poartă. De ce? Să intre în sistemul tactic. Deci, cum se spune în termeni tehnici, tranziția negativă este făcută extraordinar și toate zonele sunt ocupate. Nu prea mai găsești guțani, nu prea mai găsești zone libere. Trebuie să muncești mult ca să eliberezi un jucător pentru centrale. În al treilea rând, jucătorii de careu, domnilor, nu mai e atac cu un singur atacant în careu. Atacul se duce în margine și se încearcă o centrare sau o pătrundere cu 3-4 jucători în careu. Păi noi avem un vâr de atac care el la săracul e măpusnic, că între el și celălalți jucători sunt distanțe extraordinare. Deci din punctul ăsta de vedere, cred eu că mesajul pentru toate echipele noastre este că trebuie neapărat stabilită niște orientări. Eu așa făceam când mă duceam la după campionatele europene și mondiale, mă trimitea Atâna, Mircea, cât și Puiu Iordănescu și veneam cu niște rapoarte, orientări și tendințe. Ce se mai poartă, cum ar ce veni în fotbalul ăsta mai categorie. Mare. Și prezentam antrenorilor. Le prezentam, discutam cu ei, toată lumea. Adică, domnule, dacă am fost la Lisabona sau știu unde aveau loc aceste întâlniri, o săptămână, în al doilea rând, după campionatul mondial din America. Deci, domnilor, s-a discutat câte sarcini de joc dai unui jucător în meci. Și concluzia antrenorului de echipe naționale a fost, le dau două sarcini de atac și două de apărare. Pentru că în momentul în care vorbește jucătorului atât de mult, el având o mare experiență în școală, știi, a trecut vorba lui Rică 3 zile pe trimestru, da? Atunci îți dai seama că îl obosește extraordinar. Deci din punctul ăsta de vedere ar trebui ca antrenorii să gândească, să spună, domnule, la grupul ăsta de jucători, ca să joace bine în atac, eu fac următoarele exerciții, ca să joace bine în apărare, fac următoarele, pentru că ce e mai marea problemă la noi? Am și eu o experiență. Transferul de la antrenament la joc. Pentru că antrenorul studiază jocul și vede de ce are nevoie echipa. Asta ar trebui, nu știu dacă vede. În teorie, da. Da, Angelo zice, mult să uită puțin văd. Și atunci, vă dați seama că are nevoie din toate exercițiile care le știe el, pentru grupul ăla cu Ionel Georgel care îl are el, să găsească exerciții care să îmbunătățească jocul. E, asta am văzut eu, că toate echipele, chiar africane, eu am lucrat cu africani. Africanii sunt jucători extraordinar dotați din punct de vedere fizic, din punct de vedere tactic sunt extrem de greu de că nu întâmplător mă uitam la Camerun, nu pot să lași așa spații în care au venit englezii în superioritate numerică mereu, dacă adică nu știi că englezii sunt experți la contraatac și atunci asta este... Bine, cel puțin golul al doilea s-a văzut cumva că oamenii de acolo poate nu știu un pic așa jocul. Cred că o echipă europeană ar fi faultată. Au avut de două sau de trei ori situația să faulteze la acel contraatac 2-0 și acolo s-a rupt. Domnule, v-am spus, meciul. Din punct de vedere tactic sunt mari probleme cu ei. Foarte talentați, că de aceea majoritatea jucătorilor africani joacă de la mijloc în sus, în apărare. Pentru că de la Boli, care el a fost oricum francez, a născut cu tare, de la Boli noi n-am mai avut un fundaș, dați-mi și mie un fundaș african, african, nu născut în Franța sau în alte țări, care într-adevăr să fie un jucător tactic, Koulibaly joacă în Anglia de atâta timp. A jucat mult în Italia și acum a trecut deci, în Anglia. Deci e clar, e cu totul altceva. De asta spun eu, adică toate aceste mesaje ar trebui... Ar trebui făcute într-un raport și prezentate și discutate cu antrenorii. Pentru că dacă nu se dezbate, de ani de zile a dispărut aceste întâlniri cu antrenorii de primă ligă. Toți antrenorii sunt mari. Domnule, Mutu, e un fost jucător,
până va înscrie un alt român 100 de goluri în campionatul Italiei, trec 100 de ani. Dar el și el trebuie chemat undeva să discute cu un Lucescu, cu un Iordănescu, ca să discute acum, că el acum are altă meserie. Acum se ocupă de altceva, el trebuie să învețe fotbal pe alții. Ori la treaba asta, vă dați seama că au mari probleme și de asta spun eu că nu înțeleg de ce se ferez de antrenorii care au făcut ceva în fotbalul românesc. Deci nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce îi evită. Poate se gândesc că știu foarte bine lucrurile de acolo și că n-au nevoie de sfaturii din afară. Vreau să ducem discuția, așa cum am spus, și către Liga 1. Am avut ieri trei partide, se joacă, așa cum am spus, etapa... Vreți să mă răniți cu Rapidul meu? Da. Vreau să vă rănesc, dar prima dată las la final rana asta, pentru că vreau să vorbim și despre Farul Constanța FC Botoșani 8-0. Mai rar în Liga 1, ok, nu chiar mai rar, că FC Botoșani a mai suferit o corecție, a mai luat 7. Dar... 8-0, victorie cu 8-0, Farul arată foarte bine în momentul de față, profitând și de faptul că arată FC Botoșani atât de rău. Așa cum am spus, CFR Cluj ia victorie și, ca să vă rănesc abia acum, FC Argeș Rapid 1-1. Cum vi se pare că arată Superliga, venit acum și, nu știu, desfășurat așa, în desfășurare, în paralel cu campionatul mondial? E mai rău fotbalul de la noi sau e greu de privit? Dom'le, știți care e norocirea? Că fără să vrei și cât ai fi de... Eu sunt un împătimit al fotbalului. Nu am făcut toată viața decât fotbal. Am defecte profesionale că stau cu creionul în mână și scriu. Că nu pot să mă uit fără să-mi notez. Și atunci pur și simplu mă întristează când văd că parcă cele mai simple lucruri care pot fi învățate și care pot fi subordonate de către antrenori, nu se întâmplă. Adică liga noastră, dacă n-am avea Champions League și n-am avea campionatul mondial, deci Farul Botoșani, mă rog, a fost o distracție, pentru că cred că botoșanii au crezut că se duc la plajă. Iarna. Păi da, erau atât de relaxați, domnule, erau atât de relaxați, gol după gol și ei nu închid. Domnule, stai să ne lămurim. Poate că au suferit că au jucat cu un om în minus. Dom'le, stați un pic, bun, dar ceilalți nouă să stea în jurul careului. Adică ei la 4-0 atacau. Poate că e și greu când n-ai antrenor, că ei n-au antrenor acum. Păi atunci conducătorul clubului să nu se mai întrebe de ce se întâmplă aceste lucruri. Pentru că nu poți să lași, vedeți dumneavoastră, însă acest lucru, faptul că mi-a plăcut foarte mult de Pintilii ca jucător și eu cred că va fi și un antrenor bun. Dar domnilor, dacă tu stabilești niște reguli, că antrenează oameni care au licență și care au școală și tu la o echipă care vrea să câștige campionatul, cum este FCSB-ul, cu un buget, tu pui un om fără nicio licență. Hai să fim zău, parcă, cum l-a pus și pe Rădui, dacă vă aduceți aminte, tot fără licență. Păi Rădui a fost fără licență și la echipa națională. Deci, domnule, cum să spun, adică noi facem reguli ca să o încălcăm. Adică, din punctul ăsta de vedere, ne lipsește această rigurozitate, de asta spun eu. Hai, dacă am stabilit o regulă bună, proastă, domnule, hai să o respectăm. Și din punctul ăsta de vedere ar trebui. De asta, campionatul nostru este un campionat care nu văd cum poate să progreseze. Asta e tristețea. Că jucăm prost, vedem. Că echipa națională este în Liga a treia, vedem. Domnule, cum am putea să fim, să progresem? Și atunci mă întorc. Trebuie neapărat discuta cu cei care au mai făcut niște războaie, care ăia cam bănuiesc ei cam pe unde ar putea. De asta lipsa de analiza campionatului. Acum se întrerupe campionatul că, normal, vin sărbătorile și mai dulci sarmalele decât trasul la poartă. Și atunci ar fi foarte bine ca, într-adevăr, comisia renumită, comisie tehnică, care excelează prin absență, ar trebui să cheme antrenorii, să cheme 2-3 dintre antrenori, îl aduc și eu am adus școala de antrenori de la federație. Dar dacă aduci un om din Franța, din Spania, oricine ar veni, ține o lecție, pleacă și dă bună ziua. Dom'le, totuși problemele noastre aici, ele ar trebui dezbătute de oameni, că avem oameni capabili care pot să facă așa ceva, care pot să discute. Eu vreau să vă întreb, credeți că antrenorii din Liga 1, ăștia care sunt acum principali și care se tot plimbă de la o echipă la alta, îi vedeți atât de dornici să mai afle lucruri de la niște antrenori cu experiență mai mare? Pentru că eu mă gândesc că dacă tu ca antrenor
ai în interiorul tău dorința asta de a vorbi cu cineva, poți să o faci și fără să te cheme Federația Română de Fotbal la niște cursuri. Ok, da. Într-adevăr, e mai bine să fie organizat pentru că e altă situație. Ați auzit o discuție de asta? Eu nu. Asta spun, adică mă gândesc că trebuie să vină și de la antrenorul care vrea să învețe, antrenorul tânăr, de exemplu tânăr. Mihai Pintili. Da. Eu sunt curios, poate că a fost, poate că se sună și vorbește cu altcineva. E doar un exemplu. A sunat, nu știu, îl sună pe Mircea Lucescu, îl sună pe Ienei, îl sună pe Iordănescu cel domnilor, mare. Domnilor, dați-mi voie să vă dau un exemplu care este peste tot. Să știți că școala, etapele ei, nu sunt opționale, sunt obligatorii. Prin urmare, ca să înveți ceva, ca să înveți, există și învățarea, are și forma ei de obligativitate. Ești obligat să înveți. De exemplu, ca să antrenezi sau să ocupi un post, ești obligat să vorbești o limbă străină, ești obligat. Antrenorii noștri ar trebui, ca într-adevăr, să fie chemați, că nu le taie nimeni salariul, să fie chemați obligatoriu. Deci, să fie jucătorul de la că nu vine la echipa națională e suspendat, corect? Corect, da. E suspendat. Dar antrenorul, dacă nu vine la un curs de perfecționare odată vara și odată iarna, de ce nu poate fi sancționat? Pentru că, domnule, acest lucru se educă. Deci, învățarea se educă. Oamenii trebuie să învețe. Eu să nu vă supărați pe mine, dar mă uitam la anumiți jucători sau antrenori, când citeau prima pagina ziarului, făceau 5 pauze. Păi, domne, concentrarea pentru ca într-adevăr să-ți însușești ceva, că de asta este diferența între cei care fac o facultate, nu care primesc o diplomă, cei care fac o facultate adevărat și cei care nu fac. Adică învățarea este cea care trebuie pe de-o parte și obligat omul. Da, dar noi păcălim. În fotbalul românesc se păcălește învățarea asta pentru că noi avem antrenori. Mulți dintre ei, și a fost și cazul lui Mirel Rădoi, care în timpul normal, să spunem așa, au jucat fotbal și n-au avut însăși de abacul, să spunem. Da. Și ei acum au fentat legile. Se duc și dau în Moldova, unde nu-ți trebuie bacul. Noi avem mulți antrenori care dau în Moldova și fac licența în Moldova. Știu, domnule, nu trebuie să-mi spuneți, cunosc foarte bine situația. Dar eu vă spun următorul lucru. Antrenorii noștri, deci, ei nu sunt puși, domnule, să învețe influențele cibernetice asupra sau teoria drumului critic sau calculului vag în fotbal. Nu! Eu am fost la multe cum era atunci așa, întâlniri are matematicienilor cu oamenii de sport. Și am găsit niște matematicieni de la ciberneticieni de la Craiova care au demonstrat că dacă mingea este într-un punct, ei, cu teoria, cu matematică, există 38.000 de posibilități ca să ajungă în poartă. Și eu întrebam, bine, dar în câți ani pot să antrenez varianta aia care este optimală? Deci, din punctul ăsta de vedere, nu-i pun să învețe cibernetica sau alte științe. Îi aduc ca să discute cum să-și îmbunătățească pregătirea lor. Primul lucru pe care ei trebuie să-l înțeleagă, domnilor, am fost la atâtea congrese, am 24-25 de întâlniri a antrenorilor din Europa. Domnule, nu mai există antrenori. Vă dau un exemplu și cred că vi l-am mai dat cu Beckenbauer la o întâlnire în Germania. Mayer, președintele federației, la întâlnirea respectivă a spus, după campionatul mondial, a câștigat campionatul mondial din Italia, da? A zis, domnul Beckenbauer vorbește în nume personal, nu în numele antrenorilor de Bundesliga, că n-are licența Köln. Deci, domnilor, vă dați seama ce principii acolo și principii sănătoase. El ca să antreneze după aia Bayern s-a dus și a făcut și el licența mică. Adică, domnule, mesajul este către știință, către studiu. Ce au de pierdut antrenorii dacă i-ai chemat să stea de vorbă, să-și spună fiecare punctul de vedere? Eu zic că ar avea numai de câștigat, pentru că ei în general sunt oameni foarte izolați acum. Deci, una e un jucător ca echipă sculptare, în al doilea rând, care sunt sfătuitorii antrenorilor. Am și eu acum un fost jucător de-al meu care l-am adus și care m-a surprins că m-a solicitat. Și m-a solicitat într-o chestiune care efectiv m-a uimit. A zis, eu vreau să învăț și eu și să-mi spune și mie de unde să citesc pentru formarea jucătorilor. Și am zis, mă, mâncate-ar nenea.
Păi uite, ai păzit ceva? Am zis, s-a întâmplat ceva, ai răcit, ce-i cu tine? Că dintre toți câți, și am avut și eu mulți jucători care am lucrat cu ei, nu i-a interesat pe nimeni această parte a științifică. Pentru că, în primul și în primul rând, vă spuneam, dacă tu nu cunoști organismul și dacă nu cunoști că tu ai anumite mecanisme de spălat lactacidemia, eu am altele. Tu într-o sută de metri îți revii după 3 minute, eu după 5 secunde. Pentru că ne-am născut cu asemenea mecanisme. Și de asta o simplă lactacidemie poate să-ți arate dacă într-adevăr tu ești sau nu. Teza mea de doctorat asta, aspecte genetice între 14-18 ani. Păi aceste lucruri sunt extrem de importante ca cineva să le spună, uite mă băieți cum puteți face. Nu că știu, nu, eu am predat mult timp la școala de antrenori și nu aveam nevoie de nimic. Dar din momentul în care, pe semne că am spus niște lucruri care n-au convenit cuiva, numai, cu toate că eu sunt printre puținii oameni din fotbalul românesc cu studiile la zi. Și în țară și în străinătate, deci nu știu de ce, nu întreabă că eu nu vreau bani. Și nu oblig pe nimeni. Sunt multe cunoștințe care, așa cum eu, e Mircea Rădulescu, e Mordinu, sunt atâți profesori universitari care au lucrat în fotbal. Ce-i de pierdut să te întâlnești cu ei? Acest lucru pe mine mă surprinde că oamenii s-au izolat. Poate le e teamă să nu spună ceva, da. Cine știe. Vreau să mă întreb, a spus mai devreme despre Mirel Rădoi și despre modul în care gestionează el lucrurile acum. Pe site-ul nostru, pe gsp.ro, e și o știre, ședință, urmează o ședință la CSU Craiova, cumva de totul sau nimic pentru Mirel Rădoi. A și pierdut derbiul acela local cu FCU Craiova, prima victorie a celor de la FCU Craiova în confruntările cu CSU de când există rivalitatea asta și de când sunt două echipe în Craiova. Dar vreau să vă întreb, e în mare pericol, e clar. Mirel Rădoi pare că a jucat cumva o carte periculoasă. Dacă ieșea cu jucători trimiși, cu jucători importanți trimiși la echipa a doua, probabil că era bine și era pe cai mari, dar acum nu i-a ieșit și așa a ajuns în situația în care pe final de meci a apelat la Ivan și la Marcovici să-l scoată cumva din belea. Asta după ce îi criticase și public destul de tare. Uite, vă dau un exemplu. Eram cu Nea Mircea. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansă să lucrez 6 ani cu Lucescu și 6 ani cu Iordănescu. Și am văzut foarte multe situații conflictuale, că fotbalul e conflictual. Nu există să nu intri în conflict cu pentru că sunt păreri diferite, și multe sunt orgolii, și mai ales sunt la cald. Și atunci un jucător, nu-i dau numele, a comis-o după un meci în care am pierdut. Mircea l-a taxat atunci. Eu m-am gândit, aoleu, zic, meciul următor era cu Dinamo. Și zic, ce înseamnă că a comis-o? A comis-o, a făcut o greșeală și l-a prins Nea Mircea în offside. Bun, l-a executat pentru ce a făcut și eu m-am zis, aoleu, zic, și vine meciul cu Dinamo. La care Nea Mircea zice așa, bă, dacă ești ranchinos, să nu te bagi la fotbal. Pentru că îl execut pentru ce a făcut și el rămâne jucătorul care, într-adevăr, Ienei, Cămătaru și Lăcătuș de la cantonament la Sibiu, înaintea meciului cu Bulgaria, au comis-o. Au ieșit peste program. Naemi i-a așteptat să vadă că i-a văzut și toată lumea era un fel, bă, gata, zic, ăștia nu joacă. I-a băgat pe amândoi în meciul cu Bulgaria și au câștigat meciul. Dom'le, sunt lucruri care antrenorul are nevoie de foarte multă abilitate. De tact. Dar asta e îl ai sau nu îl ai, cred. Păi să învață, domnilor. Domnilor, de asta spun. Să învață, categoric. Adică și eu de multe ori în lumea arabă am avut jucători care nu știu ce îmi venea să le fac. Dacă mă gândeam că ăla a dat 5 milioane pe el și eu îl dau afară, adică cei 4 jucători sunt activele clubului. Tu ești șeful, dar nu ești stăpânul lor, că nu-i plătești tu. Mirel și atunci Rădoi. Iar ar trebui, fi trebuit să discute cu Cârțu, să discute cu patronul. Dom'le, ăștia mă supără. Între noi îi taxez. Bă, fiți atenți, vă dau o amendă cu tare, nu știu ce. Dar nu dau afară 4 jucători și după aia mă plâng că s-a stricat atmosfera. Hai să fim serioși. Mirel Rădoi pare că e tipul de om care are lejeritatea asta dată și de situația financiară și de, mă rog, experiența lui, să spunem, un jucător care a evoluat la un nivel important. Super, mare jucător. Eu regret că am vrut să-l iau de la când juca la Severin și un mare influencer asupra lui Nea Mircea a zis că e lent. Mie mi-a plăcut extraordinar și
Regret enorm că nu l-am adus. Regret enorm. Cine a fost influencer? Nu știu. Nu că putea să ajungă la Rapid. Putea să Nu-mi plac conflictele. Deci erau influencer și atunci. Nu erau influencer doar acum. Da, sigur că da. Adică, vedeți dumneavoastră, nu poți. Eu tot ce am adus, Lobon, Spancu, Ienci, Marinescu, Daniel Nicolae, toți jucătorii care i-am adus la Rapid, prin faptul că i-am văzut și urmărit, i-am avut pe la loturi, nu știu ce, Lobons l-am văzut la un turneu final de mini-fotbal la Bohuș. Întrebați-l. Da, și l-am adus când era rezervă la Hunedoara. Și toată lumea mi-a sărit în cap, ce faci, domnule, cu portar de 1,80 m? Și am făcut diagrama după studiile americane cât crește. Și am zis, tata, va face 1,83 m și atât a crescut. Pentru că sunt date științifice care spun imediat. Întrebați-l pe Lobonț. Când l-am adus pe Pancu, era retrogradat cu Politehnica ca Iași. Era retrogradat în divizia B. Toată lumea mi-a sărit în cap că atacant moldovean. Și după câteva meciuri, hei, Pancu, Pancu italiano. Deci din punctul ăsta de vedere, îți trebuie să-i duci să-i testezi. Și ei de multe ori erau, domnule, iar mă duceți, domnule. Pentru că eu vroiam să văd dacă într-adevăr primesc instruire, dacă avansează și toți au ajuns în echipa națională. Credeți că e o întâmplare? Nu. Adică știința m-a ajutat ca într-adevăr să aleg, n-am avut unul. Și Nanu de la Constanța care l-am luat, întrebați-o pe Șumudică, cine l-a pe Șumudică de la Sportul? Eu l-am luat pe Șumudică pentru că l-am simțit că e un jucător extrem de creativ. Da, el, și acum, uitați-vă la el, este spumos, este cu ce vreți dumneavoastră și nu știu dacă a fost la nu știu ce cursuri el, dar are în sânge, cum are și Pițurcă, Pițurcă are simțul jocului. N-au fost pe la cursurile astea, nu le plac lor, dar au un simț de a lucra cu omul. Și Șumudică a putut să lucreze cu Alibec, da? Și să se înjure și după aia totuși să câștige campionatul. Deci iată că dacă Șumudică era, dacă Rădoi era în locul lui Șumudică, probabil că Alibec era exclus de... Îl dădea afară, dar nici nu câștiga campionatul. Da, probabil că da. Deci, îl vedeți pe Rădoi să mai continue la Craiova acum în situația asta? Doamne, mie îmi place de el ca... Asta da, dar eu vă întreb dacă îl vedeți să rămână la Craiova în situația asta în care a intrat într-o zonă conflictuală și nici nu are rezultate, pentru că măcar dacă era așa de rezultate. Pentru că suntem acum cu lumea musulmană, eu pot să vă spun, eu am promovat extensiv în prima divizie, da? Eu sunt oltean de origine și din ăla cu 32 de măsele că-s din Târgu Jiu. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă nu simți pulsul olteanului. Olteanii sunt ca musulmanii fundamentaliști. Dacă te-ai certat cu ei, e greu după aceea să o dregi. Pentru că ei sunt extrem de orgolioși. Acum, eu nu pot să știu dacă o mare problemă, sunt convins că atunci când l-a adus pe Rădoi, Rădoi nu este un băiat prost, un băiat îmi place cum vorbește și eu cred că va ajunge antrenor dacă se mai șlefuiește. El pare că nu acceptă să mai primească niște sfaturi, pare că e convins, domne, că își face ce trebuie. Asta da, cred, domne, că e o problemă. Dați-mi voie să vă spun, iarăși Sean spune, nu știe tot fotbalul Rădoi. Rădoi trebuie să mai aștepte. Deci că e și prea tânăr și n-a câștigat campionate, n-a calificat la echipă mondială, națională. Deci din punctul ăsta de vedere, el trebuie, pentru că a mai venit prima dată la federație și ne-a spus că el cu echipa care avea, noi vom juca pe atac. Zău, asta toată lumea ar vrea, dar poți? Și ați văzut ce s-a întâmplat. A încercat, dar am luat multe goluri. Da, domnule, adversarii se vină. Cum zice Craif? Da. Cum zice Craif? Ne place că între noi jucăm, ne simțim bine cu fotbalul ăsta, dar problemele vin când apare adversarii. Deci adversarii trebuia să știe că el vrea să joace pe atac. Păi, deci, domnule, în primul și în primul rând, nu te poți juca de-a fotbalul. Deci el trebuie să înțeleagă că trebuie să adapteze la grupul pe care îl are. Eu am lucrat în multe țări arabe și m-am adaptat la specificul fiecărei țări. Am văzut ce e, m-am informat foarte bine. Aveam avantajul că vorbeam limba, că nu aveam probleme de comunicare. Dacă tu nu te adaptezi la grupul ăla de jucători, atunci ești un om... Pentru că vă dau un alt antrenor al nostru care mereu a fost dat afară, de jucători. Nu-i dau numele că zice că am ceva cu el. Mereu, și nu să din țara să noastră. Să încercăm să ghicim. Ghiciți dumneavoastră cine în Belgia, cine în Grecia, vestiarul l-a dat afară. Pentru că în momentul în care nu te adaptezi la personalități, Helmut Schön a fost întrebat,
Cum poți dumneata să ții pe Stilicke, pe mari jucători, overași ăia ai Germaniei, cum poți dumneata să-i ții în frâu pe toți? Știți ce a spus Sean? A zis, niciodată nu le-am spus cine am fost eu și i-am pus întâi pe ei să fie vedetă și nu eu. Deci, domnilor, acolo cei care fac rezultatul sunt jucătorii. Tu pe ei trebuie să-i capacitezi și să-i personalizezi. Dacă tu ești peste ei, nu cred că reușești să... Pentru că știți care este cea mai mare boală a fotbalului? Se numește boala orgoliilor. Când ești prea orgolios, n-ai șansă. În perioada în care era încă la început Gică Hagi și antrena Steaua, pe vremea aceea se chema Steaua, au fost anumite episoade în primul cantonament în care a plecat Gică Hagi cu echipa, în care, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, că un antrenor mare e acela care, nu știu, își pune jucătorii pe primul plan, e atunci... Pentru că era încă la început și încă era proaspăt, mai aproape retras, să spunem așa, Gică Hagi cumva îi inhiba pe jucători, le punea, nu știu, să dea o pasă, știu, din poveștile de acolo ale jucătorilor, să facă anumite exerciții. Ei nu puteau pentru că nu le ieșeau, nu puteau, atât puteau ei atunci la momentul respectiv și erau niște jucători destul de importanți, inclusiv Miller Rădoi era prezent atunci în echipă. Gică Hagi se enerva, oprea antrenamentul, lua el mingea și arăta, uite, așa trebuie o pasă. Și dădea o pasă de 60 de metri, Gică Hagi. Iar jucătorii spuneau, mister, tu ești Hagi, tu poți, de asta noi nu putem. Atunci mă gândesc că, mai ales văzând că Farul și Viitorul au mers destul de bine în ultimii ani, că Hagi a mai renunțat cumva la lucrurile astea și s-a mai adaptat, n-a încercat să mai facă meseria, așa cum meseria te învață dacă ești atent. Deci ea te învață. Deci dacă tu intri în conflict inutil, în defavoarea ta ca rezultate. Asta este marea problemă. Adică ce, tu te-ai dus acolo să fii doar pedagog? Nu, te-ai dus acolo să obții rezultate. Cu bune, cu rele, cu... Domnilor, la Rapid am avut jucători de toate felurile. De toate felurile. Și Boia Bozoviș, ca să nu dau exemple de români, vorbeam cu chelnerii de la Night Club, îmi trimiteau fac pe fax nota de plată, îi rădeam. Dar nu îi spuneam antrenorului să-i scoată afară din echipă. Nu, nici cu Bergodi, nici cu cine a fost. Dom'le, lasă-i în pace. Au greșit acum și trebuie penalizați, dar tu vezi-ți de treabă cu ei acolo, pentru că în momentul în care... Care este marea problemă? Dom'le, atât de greu găsești jucători care într-adevăr să producă. Ivan zice, de 6 etape nu joc și toți sunt cel goal-getter. Deci, domnule, nu poți să te cerți. Deci ei doi atacanți, pe Ivan și pe Marcovici. Marcovici, îi scoți din echipă și cu cine joci? Cu Rivaldinho a încercat să joace. Da, și Rivaldinho cât de goluri are? Nu prea are, într-adevăr, că de asta nici n-a mers și atunci, joaca. Și atunci rămâi la mâna unuia care, de fapt, nu face fotbal. Deci, domnule, tu în primul rând ești pus acolo să produci performanță. Alan White, la un curs în Anglia, ne-a întrebat care sunt parametrii unui joc bun. Și fiecare a spus, domnule, să jucăm cu pase scurte, englezii a zis, o punem în margine și o putem de box și așa mai departe. Nu, domnilor, zice, jucați la rezultat. Ăsta e primul lucru. Deci tu trebuie să-ți antrenezi echipa să joace la rezultat. Asta de la noi pare că face cel mai bine Dan Petrescu. El este tipul de antrenor care joacă Domnule la rezultat. Domnule, a spus o vorbă care m-a uns la suflet. Dacă eu jucam, dacă eu încercam, acum când a câștigat un campionat, dacă eu încercam cu CFR-ul să joc frumos, terminam pe locul 5. Deci, domnule, el s-a adaptat la jucătorii care are și iată că el domină și câștigă 5 campionate. S-a adaptat și la ceea ce cred că poate el să antreneze nu cumva, știu. Pentru că de-a lungul timpului el a avut și șansa la CFR. Valoarea să aducă unui jucători. Antrenor e dată de rezultatele lui. Punct. Asta clar. Și funcția la fel, e păstrată tot categoric. Și atunci dacă domnule, Mourinho, dintr-un translator care a jucat fotbal prin liga nu știu care, a ajuns unul dintre titrații fotbalului mondial. De ce? Că s-a antrenat. Aduceți-vă aminte Barcelona cu Inter, când a fost o mizerie de meci în jurul careului, exact cu 7-8 jucători. Coeto, fundaș dreapta, exact, da. Exact, și i-a scos pe Barcelona, a câștigat titlul. Câștigat, da? Deci, domne, joacă la rezultat. Adică, de ce să toate studiile ce arată? Ca să ajungi la performanță, căile Domnului sunt foarte diverse. Unii ajung într-un fel, alții în alt fel.
Nu pot să joac, nu există echipe ca să joace ca Barcelona sau ca Bayern sau ca nu știu ce. Fiecare echipă trebuie să joace mai bine în stilul ei, în grupul ceea ce ei. Poate ea cumva. Păi asta este esența. Despre FCSB, ce părere aveți? Ne-am mai văzut noi aici la o emisiune și căutam antrenorii, vorbeam despre Preperiță, despre Cebotariu, despre Neagoie, despre Poenaru și până la urmă a venit Leo Strizu. Cred că este o glumă. Nu este o glumă, că e realitate. Cred că suporterii celor de la FCSB ar fi dorit bine, să fie o glumă. Eu îl apreciez foarte mult pe Gigi. El este sponsorul Ligii I. Pentru că el i-a cumpărat jucători de la media. Asta da. Deci, domne, face lucruri extraordinare. A făcut Gazeta Sporturilor lunile trecute o analiză și el a ținut în viață cu transferul cu zeci de milioane de euro pompate către cluburi și zone. Domne, v-am spus că e sponsorul Ligii I. Deci el, nimeni nu putea să ia pe Man de la UTA și să-l vândă cu milioane să mai dea bani la UTA. Dar deci, are o problemă cu antrenoratul. Deci, domnule, stați un pic. Deci, cineva i-a băgat în cap că el poate fi antrenor. Acum, ultima lui discuție, cel mai întrebat pe Strizu de echipă, că eu fac echipa. A spus da, ca să nu mai fie discuții. Pimpirii antrenează. Și atunci, Leo Strizu e pus doar de decor, de licență. Da, așa. Bun. Și el și face atunci, echipa. El face, domnule, el pe banii lui face ce vrea el. Problema este că de 5 ani nu câștigă campionatul. Aici este o rezultantă. Prin urmare, el ar trebui, și eu nu văd... Să-și dea seama că nu e un antrenor bun. Păi nu este un antrenor bun, pentru că o echipă este ca în familie. Nea Mircea a denumit, echipa e ca în familie. Adevărata familie are un tată și o mamă. Nu poate să existe doi tați. Mă rog, acum e la modă. Acum e de la modă, da. Dar, deci, domne, un om singur trebuie să decidă acolo. Deci el trebuie să discute, să se adapteze, dar el trebuie să decide. Dacă decizia... Păi ce se respecte, cum se respecte jucătorii pe Strizu când decizia e la birou? Păi bine, deci, clar. Strizu nu știu cât se respectă și el, pentru că el a făcut o conferință de presă în primul rând. Că, tristă. Zău, dacă foarte, și pe meme l-a enervat. Foarte tristă. Da. E clar că un club precum FCSB, care spune că este continuatoarea Stelei, ajunge la un astfel de nivel cu un antrenor principal care vine să dea declarații și nu știe colaboratorii, întreba știe pe jucătorii pe lângă, nu știe cine a marcat, nu știe care au fost schimbările, nu știe care a fost atâta schimbare. Cred că i-a pocit și numele lui Ejuma. Nu mai spun că n-a potrivit care e Miculescu și care e Octavian Popescu. În fine, e clar că nu poți să te prezinți așa, n-am văzut pe nicăieri, dar problema cea mai mare, eu mă gândesc că nu e a lui Leo Strizu. Leo Strizu, așa este el. Că au fost emoțiile, cum au încercat alții să mai fardeze emoții, cumva această conferință sau aceste declarații nereușite. Orice om care se uită la fotbal, hai să zic, nu știe 10 jucători de când, dar 7-8 jucători știe. Știe. El nu știa cum îl cheamă pe Filip, de exemplu, pe care l-a avut și la centrul de copii și juniori, cât conducea centrul de copii și juniori de la FCSB Leo Strizu. Roza vine pe nesimțite. Vine pe nesimțite, într-adevăr. E o problemă, dar nu te poți prezenta așa, pentru că nu e vina omului care e pus acolo să... Leo Strizu n-a venit singur și a zis vreau să mă duc eu la interviuri, el a fost probabil domnule, pus acolo. Da, domnule, de asta e o joacă, eu consider că e o joacă. E o joacă de antrenoratul, pentru că nu poți și atmosfera din jurul echipei și jucătorii ăia, care totuși sunt niște jucători cu o personalitate. Și ăia, ce să înțeleagă? Deci ne antrenăm cu un om care n-are licență deloc, de nimica, de nicio culoare, să vorbește despre echipă unul care nu știe nici cum ne cheamă și formația este făcută de patron. Dar mă întreb cum se mai antrenează jucătorii ăștia dacă știu că nu omul care îi vede acolo la antrenament decide dacă să intre sau nu în teren, ci alt om care nici nu știe. Vă dați seama care este concentrarea jucătorului? Pentru că joci bine sau joci rău, dacă ești în grațiile patronului, joci. Dacă te antrenezi sau nu te antrenezi, dacă ești în grațiile patronului, joci. De exemplu, mă gândesc la Dulca. El este unul dintre jucătorii neplăcuți de patron, în fine. Cum se mai antrenează el dacă știe clar că n-are nicio șansă, că patronul la televizor spune că oricum va pleca? Asta e marea greșeală a lui Gigi. Pentru că nicăieri în Europa, în Africa poate, că am trăit și în Africa, acolo e posibil orice. E Africa, nu trebuie să ne facem prea mari probleme. Trebuie să iei omul așa cum e. Dar în Europa nu există un patron care după fiecare meci să își devalorizeze proprii jucători, propriile active.
Păi dacă tu spui de ăla că e comare prost, dacă spui de ăla după fie, domne, sunt are sunt și jucători. Varianta când îi umflă după un gol sau după o pasă, are și varianta aia. Bun, de umflat. Bun, și în meciul următor îi aduce la loc, da. Îi aduce adică nu, sunt niște lucruri care nu arată, n-au nicio treabă cu el poate să facă orice, că e meserie, că e echipa lui fără probleme. Dar nu miroase a fotbal. Nu miroase a atmosferă asta serioasă. Dar asta sunt și veșnicii vicecampioni din Liga 1 sau din Superliga, cum se cheamă acum. Probabil îmi pare rău, pentru că, să știți, FCSB-ul are cel mai talentat lot. Cel da, mai dar talentat. Cine să-i antreneze? Că de asta sunt și mulți jucători care nu progresează pentru că nu au antrenorii suficient de buni, asta e realitatea. A venit Mbappé și acum nu mai dă doi bani pe el, nu? Da, da, da. Au fost mulți. Mbappé, a fost și Maradona, au fost mai mulți jucători pe la FCSB. Nu poți, adică... Lampard, dacă mă a fost și Lampard. Aole, Ovidiu Popescu, Lampard. Sigur, categoric. Da, i-a spus cineva, vezi că ăsta e Lampard. Lampard. Miculescu, de exemplu, David Miculescu este Lewandowski. Sunt mai mulți, adică au fost mulți jucători la FCSB puternici. Da, văd că Lewandowski e vârf central și Miculescu joacă de bandă. Deci nu prea să Miculescu înțeleg. A jucat toate pozițiile la FCSB. Bineînțeles că e multifuncțional, sigur, peste tot, dar nu se vede. Și pentru că e înalt, eu zic că la nevoie ar putea să apară și fundaș central, care are o tehnică peste medie și nu da. E. Poate uite, le dai asta, și o idee. E, da. La asta nu m-am gândit. Salomão, de exemplu. Tam, ci că a jucat mai mult atacant. Atacant, da. Dar Salomão, de exemplu, cât a fost la FCSB, într-o perioadă scurtă, el a jucat și fundaș stânga. El, da. Săracul, n-a jucat niciodată și au venit cu ideea că a jucat toată la junior fundaș stânga și mai știe joacă. Pe mine ce mă surprinde este că îl cunosc bine pe Argăseală, i-am făcut de multe ori observări când eram în federație, un om foarte echilibrat și vedeți că el nu apare. El stă acolo, își vede de documentele lui și e un om serios. Bine, are cine să facă scandal suficient în toate situațiile, fără niciun... Aici, FCSB-ul nu duce lipsă de scandal, prima. Deci, din punctul ăsta de vedere, au clar chestii care la fiecare etapă apare câte ceva încât să se scrie despre FCSB. Din păcate, nu prea de bine. Și atunci... Pentru că dacă toată ziua tu vii cu lucruri care sunt, pur și simplu degradează atmosfera și care întreții un mahalagins din ăsta aiurea în fotbal, îți scade și valoarea ta efectiv în fotbal. Pentru că lumea vrea să vină și plătește abonamente și vine la mes, vadă o activitate serioasă. Dacă tu apari în diverse situații în astea, tot mereu ce face ăla, ce zice ăla, ce... adică un justițiar al impresiilor, că de fapt numai impresii sunt. E, toate astea strică și atmosfera fotbalului și îl denigrează. Adică ar trebui, domnule, nu știu, și pe mine m-au înjurat mulți și din presă și colegi, dar n-am răspuns, le-am spus, domnule, eu nu fac rating, îți dau ție răspuns în presă, îți dau un telefon și îmi spun, poți să scrii orice, că eu nu-ți răspund. Pentru că în felul ăsta căutăm să păstrăm o anumită seriozitate. Și sigur că nimeni nu le știe pe toate și nimeni nu e perfect și nimeni n-a luat decizii numai bune. Dar respectul între oamenii de fotbal trebuie să existe. Și asta spun că... Bine, e greu acum pentru că Mihai Stoica, de exemplu, mai bifează, iar mai bifăm o premieră în fotbalul românesc, pe lângă multe alte premiere din astea, premiere negative. Noi avem un manager la un club de fotbal care e angajat în postura și în poziția de expert la o televiziune. Și vorbește și despre alte echipe. Eu nu știu, afară. Sunt jucători, într-adevăr, care sunt fără contract sau antrenori fără contract, care se duc și sunt experți, devin experți. Și Mourinho a fost, de exemplu, expert pentru anumite turnee finale sau Champions League, când n-a avut contract. Dar n-am văzut un manager de club să fie angajat la un club și să fie și expert la o televiziune. Și mai ales că întreține o atmosferă total ne și asta. Vreau să vă întreb, pe final de emisiune să vorbim puțin și un minut, două și despre Rapid. Ce se întâmplă cu ai dumneavoastră? O singură victorie în ultimele 5 etape, o înfrângere, mă rog, de 3 etape nu câștigă, o înfrângere și 2 remize. La un moment dat erau acolo pe primul loc la egalitate și la bătaie cu Farul. Acum sunt 10 puncte în minus pe care le are Rapid față de Farul Constanța. Rapid a căzut pe locul 2. Ce s-a întâmplat acolo? Domnule, deci în primul și în primul rând eu pot să vă spun că ei trebuie să fie foarte mulțumiți că sunt pe locul care sunt și că și-au asigurat play-off-ul. L-au, pentru că obiectivul lor este play-off. Deci din punctul ăsta de vedere ei își asigură obiectivul.
Am văzut că vor să aducă acum pe Vlad Dragomir, pe nu știu ce, vor să aducă niște jucători. Ei vor să aducă un jucător la Rapid, dar nu prea aduc. Foarte, nu știu, e politica fiecare clubului. Deocamdată, Rapidul este o echipă care a obținut rezultate mult peste nivelul lotului, spuneți. Nivelul lotului, mult. Așa, pentru că... Dar lotul ăsta e de play-off? Este de play-off. E de play-off? De ce este de play-off? Că joacă ceilalți prost. Nu, eu mă refer într-un fotbal în care echipele jucau la potențialul lor maxim, Rapid avea un loc de un loc. Domnule, au obținut niște rezultate nesperate. A bătut FCSB, a bătut Craiova, deci cum să spun, din punctul ăsta de vedere, rezultatele sunt peste așteptări din punctul ăsta de vedere. Ei dacă reușesc, pentru că ei au o mare problemă. Au o echipă care pe fiecare compartiment nu au ceva care să strălucească. Fie că e Dugangiș, fie că e, știu eu, altul care joacă vârf. Apar și dispar. Apare Ioniță, dispare Ioniță. Apare Kait care înoată pe la mijloc. Spuneți că n-au ceva constant. Deci bun, n-au cumva. În primul și în primul rând o evoluție constantă. În al doilea rând, deci echipa trebuie neapărat să își îmbunătățească linia de fundaș, pentru că cei doi fundași centrali, Săpunaru și Grigore, nu știu dacă o să mai țină și peste 6 luni, un an de zile tot la fel. Mi-aș dori, Cristi este un băiat și foarte serios și Grigore la fel, sunt doi oameni care, dar vedeți dumneavoastră, când dau de un atacant rapid, încep să apară probleme. Să se vadă vârsta. Să se vadă vârsta. Bun, asta și la campionatul mondial, tot la fel... Dacă la campionatul mondial Dani Alves joacă la 39 de ani, deci domnule, la 39 de ani sunt jucători între 30 și 39 de ani care joacă mulți la campionatul mondial. Deci cea mai tânără echipă este Spania din punctul ăsta de vedere. Deci eu spun că ei trebuie să se gândească la viitor, pentru că pentru play-off, eu spun că la ora actuală au echipă de play-off, fără probleme. Au echipă de și rezultatele îi ajută, ceilalți văd că acum așa lua viteză Sepsin. Asta e prima care o văd că... Și-a mai revenit puțin, da, 3 victorii la rând, locul 7, 28 de puncte, atacă acolo loc de play-off și ea. Da, atacă și ea. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă Rapidul reușește să intre anul ăsta în play-off, este o performanță bună, dar trebuie să-și facă echipă. E, în alegerea jucătorilor pentru viitoare performanță în cupe europene, că asta este obiectivul, cum spunea patronul lor, așa, Șucu, le trebuie ochi și le trebuie experiență de selecționeri. Pentru că acolo cel mai mare pericol este ca să vină agenții să-ți planteze o petardă. Și am văzut că vor să ia niște jucători din Liga 3-a franceză. Stai să ne lămurim. Deci jucători, ei trebuie să aducă jucători pentru cupe europene. Domnilor, să ne înțelegem, pentru cupe europene. Nu jucători care să joace doar în campionatul nostru. Dacă vor, într-adevăr, că Șucu spune că asigură buget pentru cupe europene. Păi dacă asigură buget, trebuie și echipă de cupe europene, că ăsta este obiectivul. La anul trebuie să joace, mai ales că fac 100 de ani, trebuie să joace în cupe europene. Deci eu cred că Rapidul, la ora actuală, și-a atins obiectivul, așa-l văd, și de acum începe greu. Pentru că, să știți, până la 1,90 m sare oricine. De la 1,90 m în sus e greu de sărit. Și atunci îl mai vedem că doar Cristiano Ronaldo, să spunem, mai sare așa mult, ca să facem o legătură. Scurt, doar pe repede înainte, 3 meciuri. Astăzi, hai să ne luăm în ordinea asta, Japonia-Croația, repede cine se califică? Croația. Croația, bun. La ora 19 ne întoarcem în Liga 1. FCSB cu Mioveni, cine se califică aici la 3 puncte? Nu mai pun. Dacă nici pe mortăciunile astea nu le bate, iartați-mă. La cine vă referiți aici? Că nu mai știi exact. Nu, la... bate sigur FCSB. Bate sigur FCSB. Bun, și finalul de seară cu Brazilia, Coreea de Sud. Avem sunt filo-brazilian, deci și dacă joacă prost, tot cred în ei. Pentru că au totuși jucători cu... Numai că, vedeți, pericolul Braziliei, am mai spus-o la un alt post. Deci, Spania are cultura echipei, joacă echipa. Brazilia are cultura individului. Eu am fost la marile academii. Păi ei interesează jucătorul cu mingea, iar jucătorul cu mingea, un Neymar. Mie îmi pare rău pentru Neymar, dar cineva trebuia să-i spună că dacă ia la driblaș și l-a întors ca pe clătite pe sâr, rămâne cu glezna, mână pe la mijlocul terenului. Deci el asta trebuie să înțeleagă. Dar și-a revenit acum, va fi titular. Da, bun, foarte bine, dar brazilienii
trebuie să înțeleagă că adversarii nu sunt obstacole de driblat. Și atunci jucătorii fiecare își păzește valoarea. Și atunci și ei trebuie să se înțeleagă că la în jurul careului nu atacă nimeni riscant. Dar la mijlocul terenului s-ar putea ca... să știți că coreenii pe mine m-au surprins. M-au surprins cum au jucat cu ardoarea și cu ambiția care cu joacă. Cu dăruire, cu agresivitate. Categoric, și de asta Brazilia nu trebuie să creadă că are un meci ușor. Cu toate că eu cred că ei vor câștiga prin valoare. Prin valorile care le au. Dar riscul e mare. Că și Polonia, dacă marchează primul cu Franța se complică. Da. Bun, mulțumesc mult, domnule Sichitiu, pentru prezența. A fost o plăcere ca de fiecare dată. Sănătate. Sper să ne mai revedem și bănuiesc că Brazilia nu vrea să câștige campionatul mondial, dacă a spus că... Domnule, mi-aș dori, pentru că de mulți ani nu mai câștigă. Au și ceva, mesajul trebuie să fie... Nea Mircea spunea lui Hagi, la toți ceilalți v-am povestit, că îi spunea: Gică, nu dai la nimeni. Și Ștefănescu și Iorgulescu se le dea și spune: bă, lăsați-l în pace. El va fi cel mai mare jucător al României, ăla care știe cu mingea. Și eu de-aia mesajul Braziliei trebuie să revină, ei să dea mesajul că jucătorul trebuie să fie în primul rând tehnic și în al doilea rând mesajul este: jucați fotbal de spectacol ca să mai vină lumea în tribună. Pentru că dacă nu joci și pentru spectacol, atunci automat lumea nu se plictisește. Cum pe la noi am văzut foarte mulți spectatori în tribună. Plictisiți, da. Și aia care sunt puțini sunt și plictisiți. Mulțumesc mult, domnule Sichitiu. Sănătate. Multă sănătate. Cam atât, prieteni. Aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Rămâneți în continuare pe site-ul nostru, pe gsp.ro, pentru a fi la curent cu toate informațiile importante din lumea sportului. Noi ne revedem aici mâine dimineața la 9:01 pentru o nouă ediție de GSP Live. Zi bună în continuare.